Depresia e o noțiune din ce în ce mai prezentă în conversațiile adulților. Acel sentiment de deznădejde și lipsă de speranță care ne influențează desfășurarea activităților de zi cu zi pare să fie o afecțiune specifică maturității. Dar nu e așa. Pot copiii să fie deprimați? Cum apare depresia la copii? Care sunt simptomele și mai ales care e tratamentul? Discutăm despre depresia copilului împreună cu psihanalistul Speranța Farca. Bună ziua, Speranța! Bine ai revenit în platoul nostru! Bună ziua! Este adevărat că și copiii pot să sufere de depresie? Sunt anumite momente când poate să apară depresia la copil, de pildă când apare un frățior sau o surioară. Este naturală depresia copilului. Când se confruntă copilul cu boala cuiva drag, când se schimbă ceva în familia lui, când părinții divorțează, când se schimbă locuința. Locuința e foarte importantă pentru copil și atunci când trebuie să o schimbe, e un factor de depresie. Când intră la grădiniță, iar e posibil să ne confruntăm cu așa ceva. Deci sunt anumite momente când putem să ne confruntăm cu asta. Există și alți factori de risc la care noi, părinții, trebuie să fim atenți? Cred că dacă mediul este stabil, dacă în familie ei se creează un mediu asigurator, dacă un copil este pregătit pentru schimbările care vor să vină, dacă aceste schimbări sunt pe măsura lui, dacă el se simte suficient iubit și înțeles, atunci se poate trece peste orice ar putea oferi viața unui copil. Deseori copiii sunt greu de descifrat, chiar și pentru noi, cei care le suntem mereu alături. Care ar fi semnele emoționale care să ne facă să ne gândim la depresie? Depinde de etapa în care se află copilul de elaborarea depresiei, pentru că nu există un singur tablou. Există anumite etape. În prima etapă, de pildă, copilul pare că nu se sesizează ce se întâmplă în jurul lui. Nu are niciun fel de reacție la schimbări majore. Singurul lucru care ne atrage atenția că ceva e în regulă, comportamentul lui este inadecvat cu situația. Însă părinții nu se îngrijorează în faza asta. Dacă nu este ajutat să treacă în faza următoare și nu este suficient sprijinit, tabloul maxim pe care îl poate atinge în faza asta este tabloul unui copil autist, care își neagă schimbarea și care își construiește o lume a lui în care această schimbare nu s-a petrecut. Faza următoare este o fază în care el se apără altfel, se apără maniacal, adică exact opusul tabloului depresiei. Sare, zburdă, țopăie, e neatent, e neliniștit. În perioada asta el se poate accidenta foarte des. Este foarte obositor și provoacă agresivitatea celor din jur. Părinții în situația asta își pun semne de întrebare, dar consideră că e o problemă pe care eu o numesc răsfăț sau indisciplină și se simt scoși din minți și adesea devine agresiv cu copilul, care îi provoacă să fie așa, numai că el are nevoie de altă conținere. Poate fi, de fapt, depresia cauzată de o altă afecțiune? Cred că depresia veritabilă poate să ofere tabloul altor afecțiuni și să o confundăm cu alte afecțiuni. Dar este mult prea bazală ca ea să fie cauzată de alte afecțiuni. Poate fi confundată cu boala fizică. De pildă, ultima fază a depresiei, aceea în care copilul nu mai vrea nimic, este cunoscută de către toate mămicile, așa se poartă un copil care are febră. Numai că, în momentul în care a trecut febra, copilul începe să zburde din nou. O depresie nu trece așa. Și n-avem cum să punem un astfel de diagnostic. Și atunci, cum tratăm depresia? Nu o tratăm noi. Deci, singurul specialist, părerea mea, bineînțeles, aici or să mă contrazică specialiștii din domeniu, cred că singurul specialist în tratarea depresiei este mama. E adevărat că este o situație în care ea nu poate să facă lucrul ăsta și o să vă spun care. Și specialiștii din jur ar putea să o susțină.
dar el nu are nevoie decât de afecțiunea mamei, pentru că asta îi lipsește. Siguranța mediului din jurul lui și afecțiunea mamei. Tot ce putem face noi este să sprijinim mama. De asta, în comunitățile arhaice, oamenii nu se confruntă cu depresie. Crezi că poate să treacă de la sine o depresie reală la un copil? Da. Da, deci dacă mama este suficient de susținătoare, numai de la sine poate să treacă. Adică prin susținerea mamei. Ce riscă pe termen lung un copil deprimat dacă nu e tratat, dacă mama lui nu observă simptomele și nu îi acordă acel surplus, acea extra iubire, extra atenție? Se va relua în perioadele vulnerabile și perioadele vulnerabile sunt perioadele de schimbare în care noi ne confruntăm cu moartea, cu nașterea, cu căsătoria. Deci în perioadele când, în care noi trecem dintr-o etapă în alta, atunci este posibil să reactivăm ceva neelaborat în urmă. Se spune despre adolescență că e normal ca adolescenții să aibă depresie. E adevărat? În societatea noastră, adolescența, practic, este o modalitate, de fapt, vârsta după pubertate. Este perioada când se reiau toate stările copilului mic. Pentru ca adultul care va deveni să fie cât mai echilibrat. Deci este o perioadă de reelaborare. Care crezi că este cel mai important lucru pe care ți-ai dori să-l rețină mămicile care ne privesc? Că ele sunt terapeuții naturale ai copiilor lor și că sunt foarte importante pentru ei și că ceea ce simt ele este cel mai bine de făcut. Că întotdeauna ele, fiind mai aproape de copil, au și indiciu trebuinței reale a copilului lor. De asta eu cred că în tratarea depresiei copilului nu poate fi în niciun fel eliminată mama. Și să-și pună o întrebare dacă ea a fost eliminată într-un act din acesta de tratare a depresiei, pentru că ea este cea care mijlocește acest tratament. Vindecarea copilului. Da, și este ceva natural. Deci în societatea noastră, cel puțin, este natural să ne confruntăm și cu așa ceva. Nu înseamnă că a greșit ea undeva. Îți mulțumesc frumos, Speranța. Și eu vă mulțumesc. Iar voi, dacă vreți să aflați mai multe despre depresia copiilor, intrați pe totuldespremame.ro ca să citiți un articol în care vă spunem mai multe despre depresia la copii și tragem un semnal de alarmă pentru părinți.